Hai că mai bine așa. Salutare, salutare. Salutare, salutare. Salutare, salutare. Eu sunt Geleven și sunt la volan. Momentan în așteptare, sunt în gara Brașov. De fapt, lângă gara Brașov. Mă, dar nu știu unde să mă uit, acolo trebuie să mă uit. Da. Am găsit și eu un loc pentru telefon în sfârșit. Unde să-l pun. Nu cred că am oprit prea bine aici, sunt lângă o benzinărie. Anyway, ce faceți voi? Da, deci am... N-am mai putut să fac live în seara asta. Pentru că am de luat pe tatăl meu de la gară. Și a trebuit să plec acum la 9 și un sfert. Ia uzea. Da, a trebuit să-l iau pe taică-miu de la gară și aștept să vină. Nu știu ce s-a întâmplat cu drumul dintre București-Brașov, că s-au oprit pe la predeal vreo 3 ore, au stat degeaba, că nu știu ce s-a întâmplat pe calea ferată. Habar n-am. Troll? Nu e troll, nu. Chiar am văzut un accident. Așteptam să veniți mai mult ca să nu povestesc de 1000 de ori. Pe drum spre gară, chiar în Brașov, unde las eu mașina, dacă știți voi unde las eu mașina. În parcarea, exact vis-a-vis de parcarea unde las eu mașina, e o trecere de pietoni acolo și veneam acum dinspre gară. Și la un moment dat am văzut că mașinile încep să ocolească ceva, știi? Și nu știam, bă, de ce pana ursului trec pe contrasens. Pur și simplu, brusc, așa, deodată. A fost mortal? Nu, sper că n-a fost mortal, că era... Deci, pur și simplu, ocoleau mașinile. Am scris că a spus să nu mai au troll o săptămână. Ok, am înțeles. Ocoleau mașinile și zic, bă, de ce mă pun ăștia să trec pe contrasens? Și mă apropii un pic și văd lumini de la salvare pe acolo. Fugea lumea pe stradă, nu știu ce s-a întâmplat. Ziceai că e... Efectiv, fugeau printre mașini, erau... Probabil că o fi venit mai târziu ambulanța sau ceva. Și era o femeie, o fată, nu știu ce, era întinsă pe trecerea de pietoni, așa pe o parte. Nu știu dacă, nu cred, adică sper că nu. Era o femeie pe trecerea de pietoni întinsă pe jos. Unul ținea umbrela, vreo doi pe lângă ea pe acolo și un taxi, se pare că un taxi a provocat toată treaba, că era parbrizul spart, boțit în față. Deci, așa și m-a întrebat, băi, cu ce forță trebuie să intri într-o persoană să faci mașina în halul ăla acolo? Dar nu, bine, nu că nu se agita lumea, dar efectiv era o forfotă pe acolo și am trecut așa pe lângă, m-am uitat și era o femeie, într-adevăr, nu se mișca, era pe jos, pe trecere. Pana ursului, bine, eu n-am întârziat, că eu mai am de așteptat, dar s-a făcut un pic de amețeală pe trafic acolo, pe șosea, pe banda aia și poliția n-am văzut, deci poliția n-am văzut, probabil că era abia să întâmplase acum. Și a trebuit să ocolim toți și erau de pe două, de pe trei benzi, toți pe lângă ea pe trecere și era un bărbat acolo care nu era de la circulație sau alte chestii și făcea ăla, semn, hai, treceți. Eu știu că în cazuri din astea nu dirigează participanții la trafic, stai până îți vine un polițist, o chestie să fluidizeze traficul și așa. Mă, sper că n-o fi pățit chestii nasoale tantea aia. Nu părea la un, nu știu cât să zic, până la 30, cred. Oricum, nasol.
nasol. Am văzut parbrizul spart la taxi și era îndoită șaripa în față, nu știu cum a luat-o. Acum, adevărul e că foarte prost se vede. Mie nu-mi place să merg seara, nu-mi place că... Deci seara când abia se întunecă sau dimineața când abia se face lumină, e cel mai nasol pentru condus, cel puțin pentru mine. Ce ai, mă? E foarte aiurea de condus seara și plouă puțin, dar știi cum e, o ploaie din aia... Vă sper că nu vine poliția să mă dea de aici. Nu vreau voie să stau aici. Vine unul cu telefonul. Bă, vă lași în pace. Na, pare vă. Da. Eu aștept un tren acum, trenul de București. Și da, și am trecut pe acolo. Ideea e că plouă un pic, deci plouă un pic, dar doar așa cât să... Cât nici nu știi, da, bună idee cu avariile. Numai că dacă pun avariile mai mult, atrag atenția, știi? Nu, sunt undeva... Undeva, nu sunt pe perimetrul gării, sunt undeva mai încolo, lângă, în spatele unei benzinării. Acolo am un OMV. Acolo e poșta și pur și simplu eu de asta cu două benzi. Nu pune că se uită la tine după. Păi exact, exact. Mai bine să creadă că nu-i nimeni în mașină. Ia, stingi și mașina. Stingi lumina, să mai vede. Na, mă ocar așa un pic. Da, accident cu victime. Ei, pitic. Și acum am ajuns să aștept, dar e o ploaie din aia de nici nu te lasă să dai cu ștergătoarele, dar nici să stai cu ele, deci cumva dai o dată, stai un pic, e enervant, e o ploaie din aia enervantă. Abia acum am venit de la muncă, nu mai pot, pitic, e abia luni, azi a fost luni? Da, a fost luni. Salutare, BikeTube! Azi a fost luni, măi. A fost luni. Pitica, tu ai lucrat și sunt duminică? Duminică, nu. Vreau un brațe la Gabi. Iau și o volanul în brațe. Nu știu pe unde. Aici o să bag. Nu pot. Mitic! Nu-mi place să conduc seara. Deci nu-mi place să conduc seara. Țin minte când am cel mai nașpa drum pentru mine de seară a fost când am fost la bunicul Florentin într-o sâmbătă. Am plecat la Dano. Când m-am dus la Dano, la Suceava, să-l cunosc pe Dano, și am stat la Dano până pe la un 9, să zic. Nu era întuneric la 9, chiar începea, era un apus așa finuț. Doar că drumul de la Dano la bunicu erau vreo 45-50 de minute. Și atunci s-a mijit de noapte, cum să zic, nu știu dacă e corect să zic mijit de noapte. E, atunci când se face, exact după ce a apus, e o situație din aia nașpa, că e nici întuneric, dar nici te chinui să vezi. E, aia nu-mi place deloc să conduc pe aia. Și știu că a fost drumul de la Dano la bunicu, anul trecut, a fost cel mai nasol drum de seară pentru mine. Deci efectiv mă chinuiam să văd în față, era, nu știu, dacă nu erau, cred că dacă nu era marcajul, nu știu, la un moment dat m-am trezit cu niște jaloane în față, păi am pus o frână și am pus și o frână în spatele meu, deci era să intre mine, praf mă făcea ăla, era o dubă. Efectiv, la exact intrarea în Botoșani, zu, era o autostradă, o chestie de genul, și mă chineam să, bă, unde pana osului e banda? Și la un moment dat mi-apar niște jaloane de alea colorate, așa, tă-tă-tă. Păi, am pus o frână și în spatele meu... În spatele meu era altul. Da. Autostradă. Da, mă, de autostradă, că erau trei benzi. Acolo mi se pare că sunt trei benzi pe sens. Dacă nu mă înșel, înainte de pod. Na, nu mai știu. Oricum, nu-mi place să merg seara. Deci nu-mi place să merg seara. Mai degrabă dimineața e mai ok. Salut, Irinel! Dimineața e mai ok. Dimineața pe la un 4, 4 jumate e cel mai ok.
să faci un pic de lumină și e altceva. Dar seara nu, seara nu-mi place. Și acum probabil ce pod? Nu știu, ei, timpana, auzi, tu ești de acolo, mă întreb pe mine. Bunicule, dacă ești pe live, zile tu. Unde am plecat? N-am plecat nicăieri din el, sunt la gara Brașov, aștept să vină taică-miu cu trenul de la București și am venit să-l iau pentru că nu mai are cu ce să ajungă autostrada Brașov-Botoșani. Nu, ei, Suceava-Botoșani, nu mai vorbiți prostii. Mă, dar se vede clar sau... Mm-mm-mm. Salutare, Pepsi! Uite, Pepsi trebuie să știe. Zi, Pepsi, la ieșirea din... La ieșirea din Botoșan spre Suceava, nu ai o daia cu trei benzi pe sens? Un tronson după pod, cum cobori podul sau ceva de genul ăsta. Nu e o din aia cu trei benzi pe sens sau ceva de genul ăsta. Cu două? Abi, pa, da, ursul, eu nu știu, băiat, asta să mă face. Voi sunteți de acolo. Potera. Când vine Potera, trebuie să mă ascund. Cu două pe sens, da, și după curbă e un pod mic și dedeman pe dreapta. Na, asta nu știu de dedeman. Eu când am prins, deveneam dinspre Suceava spre Botoșani, la un moment dat mi s-a părut că strei și una se închidea cu jaloane și acolo era să intru. Erau reparații, nu știu ce era, poate că am visat. De fapt, la ce bine vedeam eu în trafic. Da, și acum stau și aștept. Aștept un tren. Sau trenurile cum parchează aici. Stai să-i mai dau o cheie să nu... Am cam avut probleme cu bateria. E un pod mic înainte de giratoriu. Exact, sau după giratoriu, depinde de unde vii. Când vii dinspre Suceava. Tot îmi apare becul de baterie, deși am schimbat bateria, nu știu până o să le aș. Tip, tip. Și am zis că să mai stau de vorbă un pic cu voi, că n-am făcut live în seara asta, dar, a, chiar așa, chiar așa. Trează ketchup-ul, băi, că-i curat! A, chiar așa, bă! Așa. Ce vreau să vă spun? În, bun, după giratorul, da, Pepsi, ăla-i. Ăla-i, ce spanac. Spanac de girator. În seara asta, adică când ajung acasă, aia însemnând undeva este 10, e deja e 10. Bă, gasar, sârma, nas. Ok, pe la 10 jumate o să încep un live în care vă prezint o hartă nouă de farming. Nouă pentru mine, s-ar putea, nu știu dacă veche pentru alții. E harta aia de care v-am tot... E, ce-a făcut prostia sau... Nu, mă, nu, m-au lovit o femeie pe trecere, era pe jos întinsă. Au lovit un taximetrist, a lovit o femeie și era pe jos pe acolo și fugea lumea pe stradă, nu știu ce. Ziceai că a ieșit un monstru de undeva și fugeau așa printre mașini toți. Nasoală situație în orice caz, că nu e ok să vezi așa ceva. Cum se numește harta? Harta se numește ceva cu Gifts of Caucaz, cred, da, ceva cu Gifts of Caucaz. Și să nu uit. E foarte complexă, nu știu dacă ați auzit de ea. V-am spus eu că la un moment dat o să urmez o hartă. Asta chiar e hardcore. Deci asta e atât de hardcore că îmi bag picioarele. E foarte hardcore. De ce? Dacă ai călcat pe terenul altuia cu mașina, amendă. Dacă ai tăiat un pom de unde nu trebuie, amendă. Dacă vrei o fabrică, nu știu ce, trebuie să plătești. Dacă vrei să faci producție, nu știu la ce chestie, licență. Dacă ai elicopterul, te duci frumos de sus, te uiți, ai și monede de aduni și faci milionul ăla. Acum băieții sunt pe server, asta este pe server și pe aia n-o să puteți intra, din păcate. Aia este o hartă privată, cea mai privată. Eu am jucat-o, știu, e super. Uite, Marian poate să vă spună mai multe, poate le vă dă și un link pe undeva. Că eu încă nu am. Eu doar am harta și modurile, s-a instalat pe server, suntem 4 oameni care vom intra în seara asta să vă fac o prezentare. Atât că tot o să dureze o oră sau cât o să fie. Și aia e cea mai hardcore chestie până acum.
Eu v-am spus referitor la Pinecove, că hardcore nu înseamnă că e greu de jucat. Hardcore trebuie să înțelegeți că e egal extreme. Da? Deci hardcore și extreme, două chestii diferite. Bun, asta chiar va fi hardcore. Deci aici avem o mașinuță galbenă, zici că e un Volkswagen Passat ăla vechi, vechi, vechi. Avem un elicopteraș. Am primit amenzi până am înțeles-o. Exact, exact. E, de data asta o să-l avem pe Marius ca ghid. Marius, dacă mă auzi, ciua tăi! O să-l avem pe Tudorică și o să facem treaba acolo. Este pur și simplu pentru noi. Stați liniștiți, nu am abandonat Pinecove. Pinecove tot o să o duc până unde am zis că o să o duc. Foarte mult nu mai este deja, trebuie să ne apucăm să începem să vindem. Radem pădurea și cam asta e cu Pinecove. La revedere! Iar harta Gift of Caucasus, pe care o să vă arăt în seara asta, este experimentală, cum am să zic. Este, va fi cu adevărat hardcore. Și o să, sper că o să vă placă. Are niște sătulețe așa interesante. Are un drum serpentină care urcă și trece un munte și imediat după ce treci muntele ăla, are baraj din ăla exact ca la unde pana o să le avem noi baraje. Vidrarul, Sfânta Ana, mă rog. E un baraj super, super mare și se vede ce fain în jos, așa se vede. Ăștia au căzut în apă când am fost, ne-am plimbat un pic pe acolo. Cu elicopter avem și cimitir și biserică și tot. Deci o grămadă de chestii și fabricuțe, cum îmi place mie. Numai că totul se cumpără, totul se ia licență pentru orice, trebuie să ai licență. Nu ai voie să calci, trebuie să mergi pe drum. Nu ca noi, cum luam noi tractoarele și treceam așa trei terenuri ca să ajungem unde trebuie. Aici nu mai merge. O să fie destul de frustrant, dacă mă cunoașteți pe mine, știți că eu crap, că n-am niște apă. O să fie un pic frustrant, dar de-aia avem un om, doi care o cunosc și poate să ne va trebui să-i dau lui Marius lesă. Totul trebuie cumpărat sau închiriat. Va trebui să-i dau lui Marius lesă să mă țină lesă. Băi, gelepen, n-ai voie pe terenul ăla. Ce? Treci înapoi. Nu o să ai voie să calci cu nimic, să faci nimic. Am descărcat și eu mapa. Bravo. Uite, vine o domnșoară drăguță. Cine ești? Oh. Da, cum umble așa singură? Adevărul e că e foarte periculoasă zona în față. E practic o stradă în spatele sălii sporturilor, în spate așa și e foarte întunecată. Da, de ce te duci singură? Uite că vine și taică-miu. În sfârșit! No, gata, vă las. Ne vedem în vreo 20 de minute, în jumătate de oră, unde vă o să vă arăt harta. Și bună ziua! Bag acolo și hai că plecăm. Gata copii, v-am salutizat. A fost un live scurt așa. Mă duc acasă, țineți în pumnii și sper să... Da, uite, dang. Hai că-mi cade telefon. Gata, ne vedem în jumătate de oră. V-am salutizat. Jelly out.